Mingea din apărare. Nu mai poate nici Pancu. L-am văzut șchiopătând de minute bune. Steaua poate la ultima șarjă. Acum pe flancul drept vine și pasa pentru Kipciu. Inepuizabil. Centrare Borgeanu. Gol! Steaua! În minutul 90 plus 6. O dezamăgire uriașă a rapidiștilor care sunt prăbușiți pe gazon. Au rezistat eroic elevii lui Sabou. 95 de minute. Căutând un punct isprovitor. Borceanu, să știi că o lovitură cu acuratețe extraordinară. Iată ce bine simte pasa. Fără să se uite la poartă, reușește să trimită cu interiorul piciorului drept pe colțul lui. Super lovitură. Da, tocmai când ne gândeam că nu mai este timp să mai prindem un gol în acest meci, iată că Steaua, fără discuție, câștigă acest meci pentru că nu mai este timp. Iată și reacția managerului general al Stelei. Rămân la părerea, să știi că am asistat la un meci urâcios, dar fotbalul nu iartă. Este o butadă pe care o întâlnim peste tot când fotbalul s-a terminat între timp meciul. Scuză-mă, Cătălin, a fluierat slovenul Vinci și nu l-a mai auzit nimeni. La centrul terenului Reghecamp și Mihai Stoica au dat mâna cu brigada de arbitri venită din Slovenia. Atmosferă de mare meci. Îți mulțumesc, Cătălin Cârnu, pentru comentariul alături de mine. Nu uitați toate reacțiile imediat pe CSP TV la recursul etapei. La Antena 1 urmează un show păcătos cu Dan Capatos. O seară bună, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!